Guvernul României emite următoarea hotărâre privind exercitarea caracter temporar în condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Seranficiu Claudia Lavinia. Având în vedere prevederile articolului 394 alineatul 2 litera D și alineatul 3 ale articolului 397 litera ale articolului 509 alineatul 3 și ale articolului 530 alineatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Doamna Seranficiu Claudia Lavinia exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de subprefect al județului Vrancea. Semnează prim-ministrul Guvernului României Ludovic Orban, contrasemnează ministrul Afacerilor Interne Marcel Ion Vela. Doamna subprefect, o să vă rog să citiți jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Am să vă rog să vă ridicați dacă... Mulțumesc! Eu, Seranficiu Claudia Lavinia, numită în funcția publică de subprefect al județului Vrancea, prin hotărârea Guvernului numărul 73 din 2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alineatul 3, din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamna subprefect, vă felicit. Mulțumesc. În numele Guvernului României și a Ministrului de Interne, vă felicit încă o dată. Vă doresc să faceți echipă foarte bună cu domnul prefect, în ideea în care investirea dumneavoastră nu face altceva decât să veniți în sprijinul și rezolvarea problemelor cetățenilor din județul Vrancea. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Da, puteți lua loc. Bună ziua! Preiau această funcție într-o zi de mare sărbătoare religioasă. Am depus jurământul în fața lui Dumnezeu, iar dumneavoastră mi-ați fost martori. Sper că această zi să fie de bun augur. Propunerea m-a onorat. Numirea în funcția de subprefect al județului Vrancea mă obligă. Mulțumesc pe această cale domnului premier Ludovic Orban pentru încrederea acordată, având în vedere faptul că nu am făcut și nu fac parte din niciun partid politic. Sper să mă regăsesc în această echipă, așa cum m-am regăsit an de-a rândul în echipa primăriei Comunei Jariștea, de acolo de unde vin, și împreună cu domnul prefect Gheorghiță Berbece, vom reuși să facem din instituția prefectului județului Vrancea o echipă puternică. Vă asigur că voi colabora cu toate instituțiile centrale, județene și locale, astfel încât, tot împreună cu domnul prefect, să facem din instituția prefectului județului Vrancea o instituție etalon de eficiență și transparență. Vă rog, domnilor secretari de stat, să transmiteți domnului prim-ministru Ludovic Orban și guvernului mulțumirile mele pentru încrederea acordată și să-i asigurați că prin experiența și pregătirea mea profesională voi contribui la realizarea și atingerea obiectivelor programului de guvernare. Vă asigur totodată și vă garantez de imparțialitatea și de corectitudinea mea în aplicarea legilor, dar și în rezolvarea problemelor cetățenilor județului Vrancea, pentru care ușa mea va fi permanent deschisă. Nu în ultimul rând doresc să vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți în sală că ați fost astăzi alături de mine și m-ați încurajat și
Dumnezeu să vă dea sănătate. Vă mulțumesc tuturor!